mesaj tranant de la Bruxelles pentru Traian Băsescu și Republica Moldova. Fostul președinte Traian Băsescu s-a erijat în principalul promotor al unirii dintre Republica Moldova și România, acest lucru fiind privit ca o șansă pentru ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Europarlamentarul PSD, Andy Cristea, arată ce, din păcate, Republica Moldova nu intră în planurile de extindere ale Uniunii Europene, prioritatea fiind Balcanii de Vest. Realist vorbind, pentru Republica Moldova, pentru Ucraina, pentru Georgia cel mai bun lucru care se poate întâmpla este să rămân stabile pe o orbită europeană, pentru ce, din păcate, la momentul acesta Uniunea Europeană se concentrează în ceea ce privește extinderea pe zona Balcanilor de Vest, iar cum spuneam mai devreme, interesul major în politica de vecinătate este pe Sud, nu pe Est. Repet, dacă la momentul acesta totul ar fi perfect în Republica Moldova și ar fi Elveia Estului, Republica Moldova, din păcate, nu ar fi pe lista scurt de aderare la Uniunea Europeană, pentru ce Uniunea Europeană se uită acum la Balcanii de Vest, nu se uită în vecinătatea estică. Arată europarlamentarul Andy Cristea, într-un interviu pentru Europa Libera. Europarlamentarul PSD a refuzat să comenteze afirmaia lui Traian Băsescu, cel care spunea ce dacă nimeni nu oferă nicio perspectivă Republicii Moldova, unirea ar fi ansa. Eu nu comentez ceea ce spune fostul președinte Traian Băsescu. A precizat Andy Cristea.